Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la jurnalul Muntenia TV. Pentru început vă invit să urmăriți principalele titluri ale ediției. 3 accidente, 6 persoane rănite ușor și alte 2 cu răni grave. Bilanțul weekendului pe drumurile din Giurgiu. Proiectul privind reorganizarea poliției locale a fost scos de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local. Au început înscrierile pentru examenul de evaluare națională. Elevii Colegiului Maiorescu continuă o tradiție veche de 3 ani și merg în vizită la micuții din Casa de Copii Daniela. Arsenal Malu a câștigat finala campionatului județean de fotbal. Intervenție de salvare a pompierilor de la ISUL luni după amiază. Echipajele detașamentului Giurgiu au fost solicitate să intervină la un caz grav. Un mal de pământ s-a surpat peste un om la Puieni. Intervenția s-a terminat cu succes, victima fiind scoasă în viață de sub malul surpat și transportată la spital. Vom reveni cu detalii în jurnalul zilei de marți. Continuăm știrile. Atenția și neadaptarea vitezei la condițiile de drum. Acestea au fost cauzele celor 3 accidente înregistrate în weekend. Pe șoselele din Giurgiu, accidente soldate, din păcate, cu 8 oameni ajunși pe paturile unor spitale. 3 accidente în 3 zile este bilanțul îngrijorător al sfârșitului săptămânii trecute pe drumurile din județ. Începutul weekendului, adică seara de vineri, a fost și începutul seriei negre a acestor evenimente. Primul accident, în data de 12 iunie anul curent, în jurul orei 19, când pe drumul județean 507, un bărbat de 36 de ani în municipiul Suceava, în timp ce conducea autoturismul, într-o curbă la dreapta, nu a adaptat viteza la condițiile de drum, carosabilul fiind umed, a pierdut controlul asupra autoturismului și a intrat în coliziune cu un alt autoturism condus regulamentar de un tânăr de 27 de ani din Giurgiu. Din accident a rezultat rănirea ușoară a conducătorului auto și a 3 minori pasageri pe bancheta din spate a autoturismului, ce au fost transportați la unitatea sanitară în vederea acordării de îngrijiri medicale. Un accident și mai grav a fost înregistrat însă sâmbătă pe drumul Național 6. În jurul orei 13:50, pe drumul Național 6, în afara localității Ghimpați, un bărbat de 68 de ani din municipiul București, în timp ce conducea un autoturism Dacia Duster, nu s-a asigurat la efectuarea virajului la stânga și a intrat în coliziune cu un autoturism condus regulamentar în aceeași direcție de mers de un tânăr de 22 de ani din București, care se afla în depășirea mai multor autovehicule. Din păcate, de această dată, conducătorul auto și încă o persoană de 65 de ani din autoturism, pasager pe locul din față în autoturismul Dacia Duster, au fost răniți grav, iar din celălalt autoturism, 2 persoane de 18 și 46 de ani au fost rănite ușor. Victimele au fost transportate pentru îngrijiri medicale la unitățile sanitare din municipiul București. Cei 2 conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii efectuează cercetări pentru comiterea infracțiunii de vătămare corporală din culp. Nici ultima zi a weekendului nu a fost lipsită de evenimente rutiere. Ieri, 14 iunie, în jurul orei 18:45, pe Alea Plantelor din municipiul Giurgiu, un tânăr de 20 de ani, în timp ce conducea autoturismul, nu a adaptat viteza de deplasare, a pierdut controlul direcției și s-a răsturnat în afara părții carosabile. Din accident a rezultat rănirea ușoară a conducătorului auto, care a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Giurgiu pentru investigații medicale. Și în acest caz, polițiștii efectuează cercetări pentru comiterea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Pentru că nu a primit avizul ANPF până la ora ședinței, proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare de luni cu privire la organizarea poliției locale a fost scos urmând a fi discutat și votat în cadrul unei alte ședințe. Pe marginea acestui subiect, primarul Nicolae Barbu a făcut o serie de precizări. După vizita matinală pe care a avut-o la sediul poliției locale pentru a le explica situația reală tuturor angajaților și membrilor de sindicat. Cel mai fierbinte punct al ședinței extraordinare a Consiliului Local de astăzi, referitor la reorganizarea poliției locale, a fost scos de pe ordinea de zi. Și asta pentru că ANFP nu a transmis avizul necesar. Despre acest subiect, primarul municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu, a făcut o serie de precizări, declarând că tăierea din organigrama a 29 de posturi este conform legii, urmând să se ajungă la un număr maxim de 70 de posturi. Drept urmare, am preluat și am discutat și cu conducerea poliției locale și cu structuri din cadrul primăriei și cu domnul secretar și cu cei din compartimentul resurse umane din primărie. Și am preluat organigrama veche a poliției locale și fără să desființăm nicio structură a poliției locale, am făcut modificări
în cadrul structurilor respective. Pază și ordine publică, asigurarea siguranței cetățeanului, circulație și apoi structurile de comercial, cei de la inspecția în construcții și toate funcțiile. Și sunt foarte multe, că poliția locală are foarte multe atribuțiuni acum după noua lege. Noua organigramă și statul de funcție au fost trimise spre aprobare la Agenția Națională a Funcționarilor Publici, urmând ca, după avizul acestei structuri, consilierii locali să aprobe în ședință noul stat de funcții și organigrama. Pentru cele 70 de posturi va fi organizat concurs, la care vor participa atât funcționarii publici, cât și personalul contractual, concurs ce va îndeplini toate condițiile legale, a dat asigurări primarul Barbu. La acest concurs, pentru a nu exista suspiciuni, și a nu a transforma concursul de la poliția locală într-un concurs echivalent cu cel de la ISU în urmă cu 4-5 ani, eu voi face o adresă la DGA, la Giurgiu, să le spun, să aibă în calcul că pot exista forme de intervenție și să verifice tot. Pentru că vreau corectitudine. Nu vreau să se mai transmită că ține primarul 7 inși la poliția locală, că ține directorul pe nu știu cine și l-a dat afară pe nu știu cine. Deci vreau să fie corectitudine și vreau să nu mai avem acea suspiciune de intervenție. Întreg subiectul poate fi urmărit după știri în cadrul înregistrării integrale a ședinței Consiliului Local de luni. De astăzi, absolvenții școlilor gimnaziale au intrat în febra premergătoare examenului de evaluare națională. De rezultatul acestui examen depinde în cea mai mare parte ocuparea unui loc în liceu, clasa sau specializarea pentru care optează absolvenții. Prima repartizare computerizată în învățământul liceal de stat se va face în data de 14 iulie. Absolvenții claselor a 8-a se pot înscrie începând de luni și până miercuri la evaluarea națională. Prima probă a evaluării naționale, cea la limba și literatura română, va fi susținută pe 22 iunie. Elevii aparținând minorităților naționale vor susține evaluarea la limba maternă pe 23 iunie. Ultima probă, cea la matematică, va fi susținută pe 24 iunie, iar rezultatele vor fi afișate pe 26 iunie până la ora 16. În aceea zi, în intervalul oral 16-20, se vor depune contestațiile, ce vor fi rezolvate în perioada 27-29 iunie. Rezultatele finale după contestații se vor afișa pe 30 iunie. Admiterea în învățământul liceal se va face pe baza calculului mediei ponderate între media generală la evaluarea națională, susținută de elevii clase 8-a, care va conta în proporție de 75% și media generală de absolvire a claselor 5-8, care va conta în proporție de 25%. Elevii vor putea completa fișele de înscriere pentru licee împreună cu părinții și asistați de diriginții claselor a 8-a în perioada 3-7 iulie. Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu estimează că la acest examen, în unitățile gimnaziale din județ, se vor înscrie aproximativ 2700 de absolvenți. Elevii de la clasa a 8-a au finalizat cursurile în data de 13 iunie. Absolvenții clasei a 8-a se pot înscrie la examenul de evaluare națională în intervalul 15-17 iunie. La nivelul județului Giurgiu estimăm că se vor înscrie peste 2600 de candidați, urmând ca aceștia să susțină probele scrise la limba și literatura română în data de 22 iunie și la matematică în data de 24 iunie. Elevii vor susține probele scrise în toate unitățile de învățământ gimnazial din județ. În urmă cu 3 ani, câțiva elevi ai colegiului Ion Maiorescu veneau în vizită la copiii din casa de tip familiar Daniela, aducându-l acestora o mare bucurie, nu atât prin darurile simbolice pe care le primeau, cât prin faptul că inimoșii liceeni le demonstrau că nu sunt singuri pe lume. Frumoasa tradiție s-a păstrat, iar luni copiii din casa Daniela au fost din nou vizitați de liceeni. De data aceasta, cei care au intrat pe poarta casei de tip familial Daniela au fost elevii clasei 11-a F, întâmpinați cu entuziasm de gazde. Ca de obicei, liceenii au stat de vorbă cu cei mici, care le-au povestit cum stau cu școala, ce note au mai luat și ce planuri de vacanță au. Și, tot ca de obicei, copiii au primit și mici daruri, mai exact punguțe cu dulciuri, care i-au încântat. Fuleci, așa, una tata, una tata, o ciuc, așa, un con. Ai primit multe dulciuri? Da, multe. Au mai fost copii aici la voi? Da. Și ce faceți voi când vin ei aici? Ce faceți?
Vă jucați cu ei sau ce? Da. Gestul elevilor de la Maiorescu este lăudabil în condițiile în care, de obicei, de copiii din aceste case, toată lumea își amintește doar de Crăciun și de Paște. Pentru liceenii maioreșceni, însă, nu e nevoie de o ocazie specială pentru a-și vizita micii prieteni. La casele de tip familial vin, mai ales în preajma sărbătorilor de Paște, de Crăciun, diverse persoane pentru a le aduce cadouri copilor din sistemul de protecție. Elevii de la Colegiul Național Ion Maiorescu sunt însă o prezență constantă. Venind cu regularitate la copiii de aici, se creează și legături de atașament. Este importantă desfășurarea unor astfel de activități împreună cu copiii pentru că îi ajută la dezvoltarea unor abilități, la dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, contribuind astfel la integrarea lor socială. Faptul că au fost înregistrate 3 accidente rutiere în weekend nu înseamnă că polițiștii de la rutieră nu au fost la datorie. Ei și-au continuat seria acțiunilor de prevenire, iar rezultatele nu sunt deloc de neglijat. Peste 300 de sancțiuni și 9 dosare penale. Ca de fiecare dată, viteza și consumul de alcool conducând detașat în topul motivelor aplicării sancțiunilor. Acțiunile de weekend sunt de mult o obișnuință pentru polițiștii serviciului rutier care, de această dată, au urmărit cu precădere respectarea limitei de viteză și consumul de alcool, însă au avut și acțiuni comune cu Registrul Auto Român. În cadrul acțiunilor desfășurate, polițiștii au aplicat 346 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 104.000 de lei, 130 dintre acestea fiind numai pentru încălcarea regimului de viteză. Totodată au fost ridicate 22 de permise și 22 de certificate de înmatriculare. În cadrul acțiunilor, polițiștii au instrumentat 9 dosare penale pentru infracțiuni rutiere și aici mă refer la 4 infracțiuni de conducere fără permis, o conducere cu permisul suspendat, o încredințare a unui autoturism unei persoane care nu poseda permis de conducere, conducere sub influența băuturilor alcoolice, conducerea unui autoturism neînmatriculat, precum și conducerea unui autoturism care nu avea drept de circulație în România, dar au fost efectuate și cercetări în cadrul a 3 accidente rutiere, fiind întocmite 3 dosare penale pentru vătămare corporală din culpă. Grupul comun de lucru al reprezentanților agricultorilor din județul Giurgiu și districtul Ruse s-a întrunit la sfârșitul săptămânii trecute în localitatea Izvoarele, în cadrul unei ședințe consacrate promovării agriculturii ecologice și biologice. De asemenea, întâlnirea a mai cuprins și o parte rezervată bunelor practici, în cursul căreia s-a vizitat o fermă de succes din localitatea Singureni. Proiectul transfrontalier Giurgiu-Ruse, intitulat EcoBiz, consacrat promovării agriculturii ecologice și acordării de asistență de specialitate în acest domeniu, este apreciat de specialiști drept unul cu un grad de succes ridicat, dovadă fiind și numărul mare de parteneri înscriși în susținerea acestuia. A avut cel mai mare număr de parteneri dintre proiectele pe care le-a finanțat programul în cadrul Consiliului Județean Giurgiu. Partenerii noștri au fost din partea bulgară, Centrul de Sprijin în Afaceri pentru IMM-uri Ruse. Istoria a avut parteneri de ce scurte? Universitatea Ruse Angel Cancer, Institutul Național de Cercetare, Dezvoltare Textile și Pielărie București, România și Institutul Național de Cercetare, Dezvoltare Agricolă Pândurea din Călăraș. Cu cele 5 centre de informare și consiliere, 3 în județul Giurgiu și 2 în districtul Ruse, proiectul EcoBiz a început deja să funcționeze în parametri. Lucru îmbucurător, susțin specialiștii, mai ales că inițiativa este un pionierat în domeniul transfrontalier. Pot să vă spun că parteneriatul creat este unul de succes. S-au derulat mai multe activități de care suntem foarte mândri. Am fost oarecum pionierii gândirii soluțiilor eco-bio ale afacerilor în zona noastră și sperăm că am creat un precedent favorabil și unor proiecte viitoare. Întâlnirea de săptămâna trecută s-a desfășurat în comuna Izvoarele, pentru că aceasta găzduiește unul din centrele EcoBiz, dar și datorită faptului că localitatea poate fi luată ca exemplu de bune practici în domeniul agricol și al accesării de fonduri europene și transfrontaliere. Ne întâlnim astăzi în comuna Izvoarele, localitate care este înfrățită cu localitatea Slivopole din districtul Ruse. Este una dintre localitățile care a accesat foarte mult bani pe fonduri europene, cele mai multe proiecte din județul Giurgiu l-a realizat în 7 ani localitatea Izvoarele.
ca la fiecare întâlnire a grupului comun de lucru al reprezentanților agricultorilor din județul Giurgiu și districtul Ruse, indiferent că acestea se desfășoară la Giurgiu sau la Ruse. Cea de-a doua parte a întâlnirii a fost consacrată unei vizite în teren la un obiectiv care poate fi luat ca exemplu de bune practici în domeniul agriculturii. Participanții au fost invitați de data aceasta să viziteze o fermă din comuna Răsuceni, unde se practică agricultură pe suprafețe mari, dar în paralel se dezvoltă și un puternic sector zootehnic. Au aprobat sumele necesare lucrărilor de reparații și investiții de la Teatrul Tudor Vianu și acum sunt parcurși pașii legali pentru demararea acestor lucrări. În cea mai recentă ședință extraordinară, consilierii județeni au aprobat și trecerea în administrarea Consiliului a terenului din jurul teatrului. Pe ordinea de zi a celei mai recente ședințe a Consiliului Județean s-a aflat și un proiect de hotărâre privind preluarea în administrare a unui teren de pe șoseaua București. La dezbaterea acestui proiect, președintele Vasile Mustățea a propus consilierilor un amendament de ultim moment. A mai apărut o problemă la Teatru Valah. Și aici este, în momentul, acum se elaborează proiectul tehnic la lucrările pe care le-am aprobat într-o ședință anterioară cu ocazia bugetului. Și se propune ca amplasarea instalațiilor de detectare și stingere a incendiilor să se facă în afara imobilului teatrului și de asemenea să amplasăm compresoarele pentru instalația de climatizare tot în afara clădirii. În aceste condiții, reprezentanții Consiliului Județean au purtat discuții cu conducerea primăriei, care și-a dat acordul ca terenul din jurul Teatrului Tudor Vianu să fie dat în administrarea Consiliului Județean, astfel încât proiectul de modernizare a teatrului să nu fie blocat. Urmând ca ulterior să facem un schimb de terenuri din domeniul public, în așa fel încât să reglementăm definitiv situația regimului juridic de celor două terenuri. Inclusiv la clădirea în care stăm noi acum, suntem proprietari conform hotărârii de guvern numai pe 1200 de metri. Și atunci nici amprenta clădirii nu avem toată. Și atunci eu zic că este necesar să facem aceste operațiuni împreună cu primăria municipiului Giurgiu și mulțumesc pe această cale domnului primar că a dat curs solicitărilor noastre. Prin urmare, proiectul de hotărâre inițial a fost modificat prin introducerea unui articol nou. Se aprobă demersurile pentru preluarea în administrarea Consiliului Județean Giurgiu a unei suprafețe totale de teren de 900 de metri pătrați adiacentă clădirii Teatrului Tudor Vianu, conform planului de situație anexa 2 la prezenta hotărâre. Deci un articol similar cu cel de la articolul 1. Supus la vot, amendamentul propus a fost aprobat cu unanimitate, la fel ca și proiectul de hotărâre modificat cu acest amendament. Multe din partidele politice sunt în această perioadă în febra organizării conferințelor și congreselor naționale. În aceeași situație este și Partidul Liberal Reformator, partid care se întrunește vineri la Congresul Național pentru a stabili ultimele detalii legate de fuziunea cu Partidul Conservator. Delegații din toate județele țării se vor întâlni vineri la Palatul Parlamentului la Congresul PLR, congres ce are ca scop stabilirea ultimelor detalii legate de fuziunea cu Partidul Conservator. În cadrul acestui congres se vor dezbate probleme cu privire la fuziunea cu Partidul Conservator, PC-ul. Fuziune care implică automat modificări aduse statutului, modificări de siglă, modificări din punct de vedere organizatoric și, bineînțeles, chiar și de denumire. După discuțiile purtate până acum cu reprezentanții Partidului Conservator, încă nu au fost stabilite sigla și denumirea noului partid rezultat în urma fuziunii. Nu sunt stabilite sigla finală care va fi denumirea partidului. Sunt stabilite doar din punct de vedere organizatoric relațiile de echitate din punct de vedere al conducerii viitoare, precum și al modului de stabilirea participării la alegerile din 2016, atât cele locale cât și cele parlamentare. De remarcat că filiala județeană PLR Giurgiu va avea cea mai numeroasă delegație participantă la congresul de vineri. Delegația din Giurgiu este cea mai mare delegație din țară care va participa la acest congres, un număr de 30 de membri
din conducerea PLR-ului Giurgiu, va participa vineri la acest eveniment. Zeci de elevi, oameni de cultură și giurgiuveni au ținut să-i aducă un omagiu poetului Nepereche la comemorarea a 126 de ani de la trecerea sa în neființă. Ca în fiecare an, pelerinajul însoțit de manifestarea cultural-artistică s-a desfășurat la statuia poetului Mihai Eminescu din Parcul Alei. Popase Mineștian, 126 de ani de nemurire, este numele sub care Cenaclul Literal Luceafărul, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu, Centrul Cultural Ion Vinea și Muzeul Județean Teohari Antonescu, au comemorat cei 126 de ani de la trecerea în neființă a Luceafărului poeziei românești. Momentul a fost marcat de un pelerinaj la statuia poetului Mihai Eminescu din Parcul Alei, unde elevii și oamenii de cultură giurgiuveni au depus flori și au adus un omagiu poetului Nepereche. Mihai Eminescu, 126 de ani de nemurire. Ne aflăm din nou împreună în aleiul Giurgiuvean, mângâiat pe parfumul teilor și vraja versului voievodului limbii române, despre care Mircea Eliade scria: cât timp va exista în lume un singur exemplar din poeziile lui Eminescu, identitatea neamului nostru este salvată. Tudor Arghezi l-a numit Beethoven al Graiului, iar Ciprian Porumbescu a realizat prima lucrare muzicală pe versurile lui Eminescu, Înger de Pază. S-ar fi bucurat tare mult Eminescu, care a iubit atât de mult Giurgiu, să aibă alături foarte mulți giurgiuveni. Noroc că voievodul limbii române a trecut hotarul vieții, s-a dus dincolo să învețe îngerii versul său deosebit de frumos. S-a dus într-o zi de 15 iunie, când încă mai funcționează școlile, nu au luat încă vacanță, mai sunt doar câteva zile, și profităm de prezența elevilor pentru a crea o atmosferă mai plină în acest parc binecuvântat de Dumnezeu. Programul a cuprins și un recital de muzică și poezie, evident eminesciană. Într-o lume relativă, ce-a făcut și-a desfăcut, Eminescu-i remușcarea, dorului de absolut. Manifestările au continuat pe tot parcursul zilei cu o lansare de carte, expoziții de carte și artă vizuală și o expoziție Eminescu în periodicele vremii la Muzeul Județean Giurgiu. Arsenal Malu este echipa care va juca barajul de promovare în Liga a 3-a împotriva formației FC Voluntari 2. Asta după ce tunarii au învins Unirea Izvoarele în finala campionatului județean de fotbal prin golurile marcate în actul secund al jocului de Alexandru Jelescu și Alin Damian. Tribuna deschisă publicului de pe stadionul Marin Anastasovici a fost neîncăpătoare duminică seară pentru suporterii veniți din județ să susțină favoriții în ultimul act al sezonului 2014-2015. Arsenal Malu a reușit să învingă Unirea Izvoarele cu scorul de 2-0 după un meci disputat chiar în finala campionatului județean de fotbal, luându-și în felul acesta revanșa după ce au pierdut seria Sud la doar un punct diferență. Bucuria în tabăra tunarilor a fost adusă de jucătorii Alexandru Jelescu și Alin Damian în cea de-a doua parte a partidei, după ce prima jumătate s-a terminat la egalitate, scor 0-0. Momentul cheie al meciului a fost golul lui Jelescu, pe o greșeală de apărare a lor. Le-am spus și băieților de pe bancă în momentul în care portarul și cu fundașul lor central, nu știu cine era acolo, a făcut acea greșeală, că portarul le-a câștigat punctul de la Malu, dar astăzi i-a îngropat. Ăla a fost momentul culminant. Acolo ne-am descătușat și n-am mai fost decât un pas până la golul 2. Ați văzut și încă câteva ocazii am avut pentru 3-0. Eu zic că, fără dubii, astăzi am fost echipa mai bună. După victoria mult așteptată în fața rivalei, jucătorii sunt deja cu gândul la următorul pas pentru promovarea în Liga a 3-a, prima manșă a meciului de calificare cu formația ilfoveană FC Voluntar 2, pe care o vor disputa săptămâna aceasta, sâmbătă, pe terenul adversarilor. E prima victorie sezonul acesta împotriva Unirii, chiar atunci când a contat.
Da, sunt foarte bucuros, am vorbit și cu toți băieții în vestiar. Despre lucrul acesta am spus că dacă nu, acum nu mai avem altă șansă. Am auzit că am căzut cu Voluntari 2, o echipă foarte bună, am înțeles de bine pregătită și fizic și tactic. Pretenții foarte mari acolo și cred că vor să promoveze și noi, ne dorim același lucru și Doamne ajută să promovăm. Fericit, ce pot să zic? Am zis să luăm meciul ăsta întâi, nu ne-am gândit la Voluntari că urmează un meci extrem de greu, zic eu, și hai să luăm pe ăsta să-l câștigăm și pe viitor vom vedea. Îți dai seama, extrem de fericit. Eu zic că cât de mică e șansa aia o avem. Înțelegi? Și dacă știm să o jucăm, uite, mă gândesc și atunci în cupă, când am scos cele două echipe și a treia minută 86 ne-a scos cu șansă, eu zic că avem șansa noastră, acum depinde cum ne-o juca. Sau măcar să cădem după un cal frumos, cum să zici. Până la startul sezonului următor, cele două formații le vor mai oferi suporterilor încă un spectacol fotbalistic. La finele acestei luni, Unirea Izvoarele și Arsenal Malu fiind formațiile calificate în finala Cupei Județene la fotbal. Au fost suporteri foarte mulți și ne așteptam cu toții să fie atât de mulți, pentru că înainte să înceapă meciul, toată lumea ne suna, ne întreba unde se joacă, când se joacă, la ce oră. Ne așteptam să fie atât de mulți, dar nu chiar atât de mulți. Le mulțumesc pe această cale suporterilor și ai noștri și suporterilor de la Izvoarele care s-au comportat în mod exemplar și celor neutri care sper că au fost un spectacol fotbalistic de excepție. Suporterii Astrei Giurgiu și cei ai lui Celtic Glasgow au disputat vineri seară pe terenul Astra 2 al stadionului Marina la Sasovici, mult așteptatul meci al prieteniei. Chiar dacă vremea nu a fost una prietenoasă, suporterii ambelor echipe s-au simțit bine, iar scorul final a fost stabilit la loviturile de departajare. Deși meteorologii anunțau vreme cu temperaturi ridicate, chiar caniculă, seara de vineri a fost una cu cer acoperit de nori. Asta nu i-a împiedicat însă pe suporterii Astrei și cei ai scoțienilor de la Celtic Glasgow să joace mult așteptatul meci al prieteniei pe stadionul Astra 2. Un meci destul de strâns, ambele echipe având ocazii la poarta adversarilor. Scorul de 1-1 înregistrat la finalul celor 90 de minute de joc a impus și loviturile de departajare, acolo unde suporterii lui Celtic Glasgow au reușit să câștige cu scorul de 4-5. A fost un meci în care nu ne așteptam să fie egal. Am zis să câștigăm, să fie echipa gazdă să-și câștige. Le mulțumim că au venit și au acceptat oferta noastră de a juca un meci aici pe arenă. A fost un meci echilibrat, nu ne așteptam. Așteptam să fim înfrânți cu peste 20 de goluri, din ce știam despre ei. Au jucat bine și ei la rândul lor și noi nu ne așteptam, pentru că ne-am înțeles foarte bine, ne-am certat un pic, dar la 1-1 acum urmărim loviturile de departajare, sperăm să învingem, egal nu mai poate fi de acum încolo și returul sperăm să fie mult mai spectaculos și mult mai cu mai multe goluri. Asociația Unis pentru Giurgiu, alături de deputatul Florian Nicolae, a fost alături de Galeria Astrei în realizarea acestui eveniment. S-a creat o punte de prietenie între cele două echipe de suporteri. Eu îi felicit pe suporterii de la Giurgiu pentru faptul că au avut inițiativă să invite pe omologii lor de la Celtic. Și pentru, deci noi am reținut numele de asta. Dar nu contează cum îi cheamă, contează acțiunea lor minunată, contează puntea de prietenie și îi felicit pentru dovada de fair play pe care au avut-o aici pe stadion la Giurgiu. Sunt convins că de data asta au câștigat oaspeții, dar data viitoare vor câștiga tot oaspeții când se vor duce giurgiuvenii la ei. Așa cum era de așteptat, fanii lui Celtic Glasgow s-au bucurat la finalul meciului și din nou s-au simțit bine la Giurgiu. People, it doesn't matter where you come from, we're all friends now and sport is great for uniting people. Thanks very much. Mulțumesc pentru primirea pe care l-ați făcut, a fost o zi fantastică, nu m-am mai simțit de mult atât de bine, a fost excepțional. Se pare că sportul într-adevăr leagă prietenii. Am a fost sportiv. Bine! Noi vrem să mulțumim cu toții pentru această cupă. We want to thank you for this cup. Și sperăm ca la retur să câștigăm noi. And we hope that for the next game we'll be the winners. And maybe the next game will be the host. Possibly. Thank you. Did you expect a game like this to be No.
Nu ne așteptam la un meci atât de strâns. Apreciem în mod deosebit ospitalitatea dumneavoastră. Primirea ce ni s-a făcut a fost uimitoare și acum vă așteptăm pe voi, acasă la noi. Fanii Astrali așteaptă acum returul acestui meci, care cel mai probabil va avea loc în toamna acestui an. De data aceasta, acasă la prietenilor de la Celtic Glasgow. Vom încerca să facem tot posibilul să reușim să strângem fondurile necesare pentru așa călătorie. Așteptăm invitația lor acum, o să mergem cu mare drag. Noi ne-am gândit prin toamnă să mergem, trebuie să ne luăm și noi la rândul nostru din timp biletele pentru avion, pentru că sunt destul de scumpe. Dacă le luăm înainte, sunt mult mai ieftine și mult mai avantajoase. Vă invit să revedeți principalele titluri ale ediției. 3 accidente, 6 persoane rănite ușor și alte 2 curând grave. Bilanțul weekendului pe drumurile din Giurgiu. Proiectul privind reorganizarea poliției locale a fost scos de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local. Au început înscrierile pentru examenul de evaluare națională. Elevii Colegiului Maiorescu continuă o tradiție veche de 3 ani și merg în vizită la micuții din Casa de Copii Daniela. Arsenal Malu a câștigat finala campionatului județean de fotbal. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi, jurnalul Muntenia TV se oprește aici. Rămâneți însă alături de noi, la Muntenia TV urmează ședința extraordinară a Consiliului Local ce a avut loc astăzi. Eu sunt Alexandra Preda, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept și mâine la aceeași oră. La revedere!